Dar de ce a spus că nu mai sunt animale în stat? Chiar nu mai sunt deloc? Ăla nu-i livră, Breanu. Pe vremea lui Ceaușescu erau 3 ciuri de vaci, una de diboli, una de cai, plus mai era o 3 stâni. Da, să facem. Era ciurdă de cai, cum adică? Eu n-am auzit. Stavă de cai, cum erau. Se duceau cai în pășune. Atâția erau. Erau câte 50-60 de cai. Și acum, diboli? Diboli erau. 40 și 50 a fost. Știți unde am văzut? La Pintic, între Teaca și Pintic. Am văzut acolo o pescătorie de diboli. Are cineva în zonă, mai are în Cepari o familie. În rest, pe zonă nu mai e nici un dibol. Dar dibolii la cu ei din ce? Ce faci? Mulți? Se mulg? Da. Au cel mai gras lapte, dibolii. Erau și la noi când eram eu mai fecior, cum îi zice, mai tânăr. Am, pe vremea lui Ceaușescu nu era așa mare circulație. Jucam tenis cu piciorul. Dar și eu am prins. În stradă. Aici în stradă. Și vine stava de... Vineau dibolii din câmp, cum îi aduceau. Și-a oprit o mașină de București și a zis, ce sunt ăștia? Nu știu ce sunt, da? Face, dau lapte? Da. Și face, cum e lapte? Păi face, zic, negru nu-i, tot alb-i. A rămas. Ce câine este acesta? Asta, centrală. Ăsta e Asia? Da. Mergem. Gata. Ce frumos este. Da. Câinii ăștia, Asia Centrală, cine i-a dus la noi? Nu știu cine, nu știu, n-a habar, dar sunt foarte bun de pază. Și și la oi. Hai, hai, Leu, hai, stai cu minte. Leu, i-a spus numele? Da. Dar și ce e mai bun câini pentru oi? Care sunt, după dumneavoastră? După mine e Kangalo, de pază la animale. Am avut și de ăla, dar mi s-a pierdut în munte. Anul ăsta. Dar Kangalii, de unde vin rasa asta? Din Turcia. Din Turcia? Da, un câine foarte, foarte bun de pază la animale. Mai puternic decât ai noștri? Mai, decât ce avem noi? Decât Bucovina? Ce avem? Bucovina, da, mai. Eu am văzut. La animale, el dădea tonul, el unde se duce, n-avei treabă. Erai garantat. Și am văzut că cresc repede, adică da. 8-9 luni e mare. Aproape la maturitate, dar e foarte spurcat la gură, când prind nu mai lasă. La noi în zonă povestea cineva, adică în Corvinești, că dacă, de exemplu, găsește un oaie prinsă de lup, vede sânge, mănâncă și ei. N-am pățit, eu... O zic că unde vede sânge, mănâncă. S-ar putea, nu știu, dar eu chiar am avut unul în munte anul ăsta, mi s-a pierdut. Nu știu cum, sau l-a luat, s-a dus cu altă... turma de oi, nu știu. Câte oi aveți? 160. 160. Turmă frumoasă. Da. De unde, cum ați prins dumneavoastră dragostea asta? Adică cum ați început dumneavoastră să creșteți oi? Eu chiar o chestie foarte... N-am avut oi până ce nu... Am fost angajat la firma Livezele, șofer pe tir. Ați fost șofer pe tir acolo? Da, pe transport animale. Și căram miei, oi, 11 ani am lucrat acolo. Și după aceea am prins dragostea de ele și mi-am cumpărat. Zic, hai să fac, că au dispărut aici la noi, în Livră Breanu, au dispărut oile. Chiar atunci noi era numai unul cu 10 oi. Zic, hai să iau și eu să fac o turmă, să fac și eu ceva, să vedem. Și am prins dragoste, am luat acum la licitație, a fost scoasă o pășune, am luat de la primărie concesionare pe 7 ani. Ia, mă descurc încet. Aveți pășune mare, acum ați luat-o? 65. Haide să ne... 65? Da. Și aici în Livru Ebeanu sau în Năsăuri? Chiar e aici, nu, pe deasupra din el, aici sus. E pășunea. Acum, eu am mai fost prin țară, știți, dumneavoastră ați avut noroc aici aproape, dar sunt mulți care... Nu au pășune, e greu. Noi avem noroc și am avut noroc chiar de cei din Livră Breanu cu primarul de la Năsău, în care e acum actual un beat de nota 10, care o ținut, ține la omul care vrea și la oricine care vrea să facă ceva în viață.
Nu e unul care vine să vie unul din, prin Bistrița, din alte părți, ca să vie, să vie la licitații cu tine. El o ținut cu localnici, chiar a pus o condiție în contractul, adică în contractul de arendare, că a zis, cei care locuiesc în Năsăun, Livrăbreanu și Lușca pot licita pășunile Năsăun. Sau sunt prioritari, că dacă da, nu vine nimeni... Da, da, bă, normal, că dacă nu era nimeni, atunci... Și a fost o chestie foarte bună pentru noi, că nu au venit alții din alt... Că ia, cum e la fel, o Răbișoara, care au oi multe, puteau veni cu noi să liciteze la pășun. Și atunci ne ridicau și nu puteai ca să... Da, nu i-a lăsat primarul? Nu a lăsat. Condiția au fost ca să fie din... Sunt localități care vine din multe, de pe Valea Șieului sunt care vin cu oile, adică iau pășunile, cum a spus dumneavoastră, vine și vă ia pășunea. Da, dar pe mine e o chestie bună, adică eu ca localnic de la Năsăun, ca să vie unul de la Șieu sau din altă parte să liciteze cu mine aici la Năsăun de pășunile. Da, Liviu Iubeanu are pășune mare în afară de ce are aici, da, ce este aici. Da, avem total aici pășune, Liviu Iubeanu, 145 de hectare. Dar mai e un beat la noi în sat care are și el și a luat el o... Asta am vrut să întreb. Dacă erați numai dumneavoastră, atunci rămânea liberă pășunea și nimeni. Da. Rămânea. Trebuia să vie altul, dar din Năsăun, din zonă sau din Luș, ca să licitez. Atunci am fost doi care avem oi și am licitat. Dar, domnule, o întrebare. Când licitezi pășunea, trebuie să o cureți, în primul rând? Normal. Că vine apia și te execută. Nu mai îți dă niciun ban. Te cade de la plată. Curățare, să faci să le faci, că ești obligat tu, că trebuie să-ți faci adăpăturile, să ai stâna, să ele. Dar în primul rând și în primul rând trebuie să fie curățată. Ia, eu de 2 ani de zile am luat pășunea la licitație, de 2 ani, în fiecare an am fost căzut la control. Ați fost căzut? Da, am căzut la control și anul trecut am fost iară că... Dar bine, ați trecut controlul, nu? Da. Deci ați căzut, adică v-au controlat, cum se zice. M-au controlat 2 ani de la rând, de când am luat-o. Nu știu cum s-a întâmplat, că am avut prima dată control de asta, teledetecție, a fost ok. În primul an, în al doilea an, control clasic. Ce să faci, asta e. Da, este mai mare subvenția decât ce plătiți dumneavoastră la primărie. Asta ca idee întreb, mai mare, deci e ok. Da. Noi am prins un timp. Eu sunt din Corvinești, adică acolo locuiesc. Au avut asociația, cred că de oi și de vaci, au primit ceva fonduri de curățare la primărie, știți? Da. Și s-au curățat, efectiv a venit, cred că din Maramureș, de la noi, și-au luat drujbe din acelea ce tăiau și au curățat toate pășunile, de copaci, de spini, arătau impecabil, au făcut fântâni. Da, pe și la noi, înainte, chiar cum bine, ai spus... Bine, vorbesc de 15 ani în urmă, nu? Da. Și noi, de 15 ani în urmă, am avut asociații, că mai erau fost animale. Dar acum am dispărut, a rămas doi oameni în Liviu Iubeanu cu oi. Păi așa au fost și la noi, au fost 300 de vaci, era interes. Au fost asociații, când intrau banii, s-au făcut drumurile, s-au făcut curățire de pășuni în fiecare an. Și ești obligat. Eu am un foarte mare noroc, chiar aici e pășunea, e pe loc aproape drept, mă duc cu tractorul, am un tractor și mă duc cu tractorul și îmi curățesc cu tractorul pășunea. Asta știți că așa este și la noi. Este, da, pe Corvinești avem niște pășuni frumoase. Și eu am prins care nu toată zona, toată pășunea, 67 de hectare, totul pot curăța cu tractorul. Deci eu când am fost copil, erau stâne, cum spuneți dumneavoastră, 4-5 stâne, erau de 200 de oi, adică dacă le adun bine, nu. Acum sunt poate 2002. Deci Corvinești are mai multe oi, cred eu, decât au avut înainte. Și am făcut 7 ani de zile, am fost șef de stână aici, în Liviu Iubeanu. Dar nu m-am pic, scuzați. În Liviu Iubeanu au avut CAPU oi? Nu, la noi CAPU nu a fost niciodată. Nici pe vremea n-am avut. Noi am fost tot cu particulari. Adică se strângeau oile în sat și ne rămesc pe... Da, vineau din Lușca, mai avem oi care vineau și eu din Liviu Iubeanu, mai am avut unul din Răbișoara și facem cam 400, strângem 450 de oi. Și în fiecare 7 ani la rând. Acum scumbe din Feldru, el are mai mult. E problema cu ciobanii ăștia. Și am un bet care are el oi, are și el o 500 de oi a lui. Și m-am asociat cu el și chiar
am umblat bine anul trecut cu el. Da. Că nu mai am problema cu ciobanii, el își grecea știuile, el, băiatul, sigur. Cam toți s-au plâns de problema asta cu ciobanii. Asta e o problemă peste tot, nu numai la noi. Și pe cine bagi, nu serios, nu, e o problemă națională, cum ar veni, da. Ciobanii. Ați fost mulțumit de ce prețuri ați avut la da. Miei? Ați fost mulțumit? Anul trecut, da, pe-am dat la ferma la livezele miei eu 170 pe kil, ne-a dat, a fost super, unul cu altul 170 plus, am dat cu 45 de lei kilo de caș. Deci dumneavoastră mulge și vinde brânză. Da, mulgem și. Și am dat cu 45 de lei, dar gândește-te că la câte oi am avut, a fost cam, în loc, cam 700 de kg de caș, eu, care n-am fost în piață deloc, de acasă am adus tot caș. Da, am fost în Maramure și știți ce a zis cineva, un băiat de acolo? Nu, în Lunca Ilveci, că cine vinde brânza, acum eu nu zic să supăr pe nimeni, cine vinde brânza în piață nu este baci bun, nu are brânză bună. S-ar putea. Așa a zis el, și că bune, n-am vândut niciodată brânză în piață. Eu am clienții mei și deci din localitate, din Liviu Răbreanu, am de la Năsău, din Cepari, care vin și cumpără de la mine caș. Când îi anunț, vezi că în data de aduc cașul. A fost cum am fost acum în munte, veneam, aducem în 2 ore. Era dat. Da, ați vândut cașul acela rotund sau ați făcut... Rotund. Aia e cea mai bună brânză, după da, mine. Da, da. Și bașul foarte bun am avut la oi. Dar dumneavoastră ați fost în munți cu ele, a stat acolo sau numai cât ați fost și ați adus brânza și... Eu n-am stat. Băiatul cu care se iau de la Fieldru, el se ocupă, are muntele, am avut un munte luat de la Răbișoareni, care am fost. Mai a fost un beat cu niște capre de la Răbișoara și am fost pe munță la ei. Acum mergem la ei, la Fieldru, că eu n-am munte, eu n-am numai pășunea, că primăvara și toamna venim aici. Și alea 2 luni de zile merem în munte, că atunci e secetă, acum atât vine secetă asta și nu mai, la două dispare ea. Iar tot asta am să vă întreb. De ce dacă aveți pășune aici bună, adică puteți sta numai aici, puteți să ziceți așa, da, mergeți la munte, care e explicația? Explicația e că vine căldurile alea mari, cum a fost și seceta aia și 2 săptămâni e uscat atâtă pășunea. Deci nu mai este iarbă. Nu mai ai ce să. Și atunci ești obligat să te duci în munte. Și acolo e altfel. Asta e toată explicația. Cum a fost și acum, când o dat seceta aia, dintr-o dată căldurile alea nebunești, uscat, în 2 săptămâni a fost uscată de puteai să cosești. Da, mai este mai bună iarba de la munte decât ce găsești. Da, da, și brânza e altfel. Și brânza, nu? Da, da, și cașul e altfel. Normal. Au început să fete? Nu. Am avut una fătare, dar normal n-ar trebui, că noi, când am dat drumul la Berbeș, cam din 15 februarie ar trebui să înceapă să fete. Dar de ce ați adoptat politica asta? Acum să vă spun ce am văzut eu, acum tot când am fost. Sunt care fată din decembrie, acum sunt 35 de kg. Am fost chiar acum în Lechință la un domn Florin. Da, da, da. Ce are mie, poate să deie prima tură, cum ar veni. Am fost, am găsit o tură de oameni care fată numai în aprilie și dă în septembrie și nu mulge deloc, o zis. Și sunt o seamă care de acum. Noi așa ne-am calculat că Paștele sunt acum în 5 mai, chiar târziu, dar nu e numai de Paște. Salut, fane! Nu numai de Paște, noi întotdeauna maiul, noi ținem ei cu oile până la sfârșitul lui mai. Numai din iunie începem să le mulgem. Și atunci am zis, dacă fată în februarie până la 1 martie sfătate tăte. Și atunci martie, april, mai, în 3 luni de zile e super făcut mielul. Și atunci îl dăm cum e mai bun, cum se cată mai bine. Mă, fiecare știe că... Și asta, am pe frigurile astea cu fătările greu, atunci începe să se mai încălzească, e altfel, mere mielul și... În Corvinești, cam toți, le-au dus de la lăptărie, știți că noi avem un Lechință la lăptăria, și le-au dus tank și le dă, cred că, 6 lei pe kilogramul de lapte. Le dă bine, știu. Și, pe lângă asta, scap de un om în plus, cum zice. Bă, da, de bași. Cine să stăie să le facă? Am un baș la stână să-l bași, fără 6.000 de lei, nu găsește.
Dar ce înseamnă baci, ca să înțelegem? Baciu e cel care face cașul. Deci el doar asta face? Aia face el. Bine, mulge și face cașul. Atâta, ăla-i lucrul lui la baci. De ce nu umblă cu oile? Nu, ciobanii care... El decât face cașul. Ăla și unul de ăla. Este mai greu? Este mai greu. Cum zice ăla, că când vine câte o ploaie la munte, e cam greu. Dar baci ăștia se mai găsesc? Mă refer baci cu experiență de pe... Eu am avut chiar pe Pavelea, unul din Lușca, chiar bun om, super bun. Dar greu să găsește unul să facă brânză bună. Dar mă gândesc că și dumneavoastră știți să faceți, dar nu... Eu nu. Nu trebuie să fie... E un secret și la baci. Trebuie să nu... fie șerbinte, palma, să... Nu oricine. Serios? Da, nu oricine poate face. Eu am crezut că cine știe să facă, că, de exemplu, bunica mea mă trimitea la, cum se zice, la mulți, mulgeam, duceam laptele acasă și făcea ea brânza. Da. Dar făcea odată la, poate, la două luni. E un secret și la ei și... Nu, cum zic ei, dar întâi stat cum stau cu ei pe la stână, pe acolo, povesteau în palmă, să nu fie fierbinte, să ăsta și... Că nu ți se face. Da? Da, asta da. E prima oară când aud că este un secret și acolo. Da. E secretul care... Chiar am prins amul pe cineva, am avut în primăvară, a venit o lună de zile la noi, un baș din Răbișoara. Ăla a vrut, chiar l-a învățat pe un băiat tânăr. Pe băiatul ăsta care e cu mine. Faci, hai să te învăț să faci caș. Și l-a învățat pe băiat. Îs care vreau să învețe copii tineri, uite la... Numai un pic, colegul, băiatul dână, colegul care a spus asta, are 500, trebuie să învețe. Da. Adică lui, el... Obligat. Obligat trebuie să știe și când bași pe altcineva și trebuie să, măcar să știi să vezi dacă face bine sau nu. Și ăla l-a învățat și face băiatul, s-a învățat. Și dragi. Trebuie să-ți fie dragi voile ca să... Dar dumneavoastră ați făcut un salt de la șofer, de tir, să zicem. Șofer de autocar, de tir și după aceea cu oi și cu tractor și combină. Da, și... înseamnă că vă plac. Da. Dacă nu ți-ar, un lucru dacă nu ți-ar place... Haideți să mergem încolo, să filmăm și oile un pic. Dar da. Un lucru dacă nu îl faci cu dragoste, nu merge. Nu iese nimic. Prima dată trebuie orice ca să-ți placă să faci. Dacă nu, mai bine nu-l faci. Ce rasă de oi aveți? Am amestecături și băle, oaceșe. Am văzut că... încerc acum, am luat anul trecut, în primăvară, 60 de bucăți de băle de la, cum știm noi, pe polonezul am prins. Cum am ior și strămior. Dar polonezul ce înseamnă? Scuzați-mă că... Ei, unul care se ocupă, are și el 1000 și ceva, de la Bistrița, noi zicem, așa știm, polonezul. Care se ocupă cu oi și el, are în zona Bistriței. Da, am văzut că la noi cam toți au băle. Sunt niște oi mai rezistente. Da, am înțeles că la lapte nu sunt chiar cele, adică sunt, dar nu sunt cele mai bune, nu? Eu, părerea mea, și ce am povestit și cu Bașu, laptele mai puțin, dar mai gras. Are grăsimea mai... Da, eu am și băle care sunt bune de lapte. Și altfel se face mielul, i-am văzut, față de ăsta la alt, că am de tot fel. Una-i mielul de la bălă, greutate și alta-i... Sunt rentabile, domnul Gelu, oile? Acum, pe drept. Pe drept să vă spun, dacă ai de la 100 de oi în sus, o familie, bine, nu să te... Nu cu Maldive, mă refer să trăiești. Să trăiești, da. Eu am, cum am zis, că am și pășunea, chiar e bine. Eu sunt mulțumit, îi mulțumesc lui Dumnezeu. Nu pot să zic. Dar ți-am spus, tot ce faci, că mulți, gata, aud, că face la bani, face nu știu ce, îmi cumpăr și voi. Dacă nu ți-ți dragi, nu le cumpăra, dă-le pace. Că nu ți-ți dragi, dă-le pace, nu? Dă-le pace. Lasă, strâng alții. Să fac alții. Orice lucru trebuie să fie drag. Vrei să le mulțiți, să faceți mai multe? Da. Până la cât vreți să ajungeți? La 300.
Pe la 300 deja stai bine. Da, vreau să mă duc. În fiecare an am tot crescut, tot înghesesc, tot cresc și vreau să mă duc până în 300. Dar 300 va ajunge? Păi știu ce aveți aici, 60 de hectare. Nu, dar păi mă duc la munte. Dar mă descurc aici, chiar în Liviu Vreanu, sunt niște oameni foarte, foarte buni. Chiar acum, oameni dacă... de treabă. Da. Păi pășuneze, uite, ia pe aici, vin până aici, Anita, aproape de casă și pășunez cu ele de pe pășune. Da, în Liviu Vreanu oamenii sunt mai în vârstă sau sunt și tineret mult? Păi și tineret, dar în vârstă, dar nu mai se lucrează agricultura, nu mai se face ce a fost în Liviu Vreanu odată. Asta nu se întâmplă, dacă oamenii nu muncesc pământul, mai bine îl dau și mai dai o brânză, mai dai un miel și... Da, aia fac. Și vin și pășunez până ia, uite, până ia acolo, vin până aproape de casă și pășunez cu ele toată vara. Până din sus de casele alea vin și pășunesc. Că nu mai lucrează nimeni. Tot ce se cusesc aici în Liviu Vreanu, cam, hai să zicem, 70% eu cusesc, domnul. 70% din tot? Din tot, tot ce vezi aici la Liviu Vreanu. Deci, practic, fânețul vi-l faceți aici, nu... Aici mi-l fac eu. Vin oamenii, du-te, cosaștem și mie, cosaștem și mie. Pe până la urmă, dacă îl cosești, curezi locul, practic. Da, oamenii se bucură. Poate omul are băgat și pe la apia. Și locul curățit sau o variantă care iar e plauzibilă, vrei să vinzi locul și nu a fost lucrat și e plin de spicii. Când vine omul îți dă un preț, dar dacă vede că e curățit, e lucrat, e alt preț la el, m-ai înțeles? Și omul să-l vadă curat și nu dau la nimeni nimic. Vaci mai sunt aici în Liviu Vreanu? Foarte puține. Foarte puține. Cred că până în 10 vaci dacă sunt. Dumneavoastră aveți? Nu. A, deci doar oile și atâta. Oile și atâta. Orții, vași, orții. Mă, să știți că am fost, de exemplu, în Rușcior am fost. Aveau câte 10. De ce ați făcut așa când ați auzit de Rușcior? Rușciorul are peste 10.000 de oi în sat. Și avut, nu mai are. Nu mai au. Au zis că mai sunt, nu știu, 2.000, 3.000, dau 4.000 de vaci, au zis. S-au schimbat. Da, s-au schimbat că tot din cauza ciobanilor. Nu mai au cu cine. Da. Aia e principal. Și s-au dus pe vașcă, le bagă în gard electric și da. Eu am fost, am cărat foarte mult, că v-am spus, am lucrat 11 ani la ferma de miei și meream după miei acolo. Parcă eram în Austria sau în Elveția. De ce ziceți așa? Așa, tot răzorul lucrat, nu era un gram de spicin. Singura zonă din județul nostru care acolo nu e... Chiar să lucrau oamenii, așa, atât am plăcut când vedeam. Eu am fost aia. În Corvinești, de acolo sunt eu, să filmez pe un prieten, pe domnul Toader. Și a venit un domn din Rușcior, când l-am auzit că a zis că a avut 17.000 de oi la 140 de case, zic, unde e satul ăsta, că n-am auzit eu de satul ăsta, de 17.000 de oi la 140 de case. Da, nu, no, cât de Liviu Vreanu și 17.000 de oi. Zis, o zis că pe Valea Șievului erau 32.000 de oi, mă refer pe comuna Șiev, pe timpul lui Ceaușescu. Nu, oameni gospodari, n-ai ce. Eu am fost acărat de la ei, oameni gospodari, au fost care și acum lucrează. Mi-a plăcut, tot când meream pe zona aia după miei cu tirul și încărcam primăvara când era de Paști, hai de capăt. Parcă eram în altă țară, zic, bă, am intrat în altă țară, nu în România. Păi ia uită-te la noi aici, că dacă tu aproape am de când nu mai ce să mai lucrează, aproape tot răzori cu scini. La Rușcior, în zona aia. Da, dar ei, gândiți-vă că la 17.000 de oi, ia fiecare pete de pământ trebuie să-l cosească, păi ca să-și facă... Păi că au fost animale și la noi pe vremea lui Ceaușescu. Păi aici, să-i fi intrat 10 centi la unul cu plugul, să iari. Păi era un scandal de n-ai văzut. Acum... Însă oameni de la noi din Sanin nu știe, pe voi și uitat unde e locul. Le dați porumb acum? Da. Am, că acum am și tractorile și fac eu un pun la ce pare aici, spre Târpiu. Avem pământ acolo tot prin Liviu Vreanu. Am pus 4 hectare de porumb, am a meu. Va ajunge, nu? Da. Am fost în Maramureș. Și diferă mult prețurile de acolo brânza au zis că e 35 de lei, dar toate stânele de acolo. La noi în sat, în Corvinești, 50 de lei. Eu cu 45 am dat, n-are rost să mint, dar am clienții mei care
acum dacă îi aveți și... Nu mai stau la 50 de lei să zic, băi, clientul meu 45. Dar costurile de anul ăsta, cum, la cum ne vedeți dumneavoastră față de anul trecut, au crescut la... Adică la motorina pot să spui că e cam la fel, că am prins-o și cu 9 lei. Au fost și cu 9 lei. Da, motorina e la fel. Subvențiile se măresc sau ce? Sau rămân la fel? Cum sunt? Interesant că au scăzut subvențiile. Serios? Da. Chiar te ziceau ăștia de la APIA că din 2023 cresc subvențiile, acum am luat, dar nu zice nimeni nimic, 100 de euro la hectar mai puțin. O tăiat, ce, nu știu ce o tăiat. 100 de euro la hectare e mult. Foarte mult, cum noi suntem aici și zonă defavorizată. Și avem. Acum gândiți-vă că tot au crescut un pic și la pensii, și la alocații, și la tot, tot au crescut. Subvențiile la APIA au scăzut nouă. 100 de euro la hectare e enorm de mult. Da, apropo, aproximativ. Chiar am făcut, sunt mai mici, subvențiile ce am luat în primul an, când am luat pășunile și ce am luat anul ăsta, 2020. Dar care e explicația? Nu vei explica nimeni? Explicat, nu știu, nu se dă, nu știu ce n-au ei de la APIA. Ce? O căzut ceva, la noi o căzut ceva de asta, măsură. Nu știu ce măsură, că nu mai dau. Dar și... pe dumneavoastră, dacă sunteți în asociație? Nu. Nu? Nu. Eu tot timpul am pus undeva, zic, dacă ești într-o asociație, să zicem, da? Asociația, și dacă tu îl plătești, că practic să-i da. Ia banul ăla, ăla trebuie să te reprezinte pe tine oriunde, păi pe crescătorii de oi mă refer. Da, dar nu vezi ce în România, adică îți ieșiți de atâtea zile, fac grevă și nu-i bagă nimeni în seamă, te spun să vaită că oamenii care au ferme, care stau, care au 150, se duc în faliment și cine îi ascultă? Ascultă cineva? Da, adevărul care este? Dar care are 150 se duc în faliment? Da. Se duc? Se duc, că... Ia uite, subvențiile nu se dau la timp, oamenii sunt obligați să ieie, să cumpere, sunt foarte multe care fac și agricultură, că trebuie, ăla cu fermă trebuie să facă și să se amenea la ei, vin facturi la termen. Tu îți vine factura, tu nu ai banii, imediat omul e blocat și faliment, până ți intră ăla, el s-a dus în cap. Așa, dacă s-ar fixa o dată exactă, de exemplu, 1 septembrie să intre, nu ar avea nimeni, s-ar baza pe ei și gata. Da. Păi cum am fost eu, caz la control, tu care ești căzut la control, iei ultima dată subvenția. De ce? Păi până zgată. Aha, control, dacă ți-o taie sau dacă ți-o dă, am înțeles, am înțeles. Toți le-o dat, tu ești ultimul care primești. Da. Până încheie dosarul, că ai fost la căzut la control, până vine face la... Acolo. Acum sunt cazuri și cazuri, că sunt cazuri în care așteaptă subvenția ca să cumpere porumb, că n-au pus deloc și da, chiar așteaptă bănuția aia. Și sunt cazuri care se pot descurca și nu stau după... Dar ascultă-mă, mulți, toți și toți depinde de banii ăștia de la APIA, toți. Ia, trebuie să plătești la primărie, mai la pășunea, trebuie să-ți iei mălaie, alții să... Fiecare au cheltuie să-ți plătească ciobenii, să... N-ai cum că... Da, ciobanul se plătește lunar sau doar... La sfârșit, depinde cum faci contractul cu el, dar întotdeauna la sfârșit, când își termină normal de vinit. Pe 4 luni, pe 5 luni, cum îl bași? Pe vară. Și la sfârșit tu trebuie să-i dai banii. Lău. Sau dacă te înțelegi pe el la sfârșit de lună, îi dai banii, tu trebuie să-i dai banii, că depinzi de el. Dacă... Ai un cioban bun, n-ai ce face. Trebuie să-l ții, că altfel omul se duce. Și adevărul că ciobanii buni se caută acum. Să-ți plătiți, și la 8.000 de lei. Cioban 8.000 bun. De lei? Da, la... Dumneavoastră cât ați dat? Cel mai mult, 6.000 de lei. Dar bine, eu am fost aici, Anita, pe pășune. Nu poți pune pășunea de aici și că puteau mai are cu bicicleta la oi. Să îmblă. Și... Ciobănia din munte și au fost la 400 de oi în munte, când erai cel puțin 700, cel puțin, că nu ți se rentează să mergi cu 400 de oi să faci o stână de 400 de oi acolo, că nu se merită, nu scoți cheltuielile. Dar luați și oile din sat de la oameni care sunt și care au 10, 5? Da, pe am luat, normal că n-ai, și ăla trebuie să trăiască. Am avut și din Lușca luați și din Livrăbreanu.
Dacă ar fi să vă ajute cu ceva statul acum, cu ce ați vrea să schimbe? Din ce primiți acum? Subvenție pe pământ, nu pe oi? Aveți pe oi, nu? Da, da. Și ce mai aveți? Să dai normal ce-o promis. Că zis că se mărește și eu scăzut, aia trebuie. Noi în loc să... Noi aia e cazul. Noi în loc să mergem înainte, noi mergem în spate. Noi ne taie din subvenție. Noi nu ne dă, cum s-o zis, că din 2023-2027 să urcă subvențele. Nu, nu au scăzut subvențele. 100 de euro pe hectare e mult, da. Foarte mult. Aia e toată problema. Aia e motorina, poți să zici. Păi cum? Păi ai cheltuiel, tu trebuie să mergi cu motorina, acum suntem noi, da, cu combină, cu tractor, cu trei tractori, când te bași, te ajută foarte mult. Așa nu ai, că vin cum e polonez, bulgarul, adică polonezul, care au subvenții, ungurii au subvenții mari. Dar chiar ce subvenții au ei? V-ați interesat? V-a dat așa de curiozitate. Păi, se zice că noi nu suntem nici la jumătate cât ei. La subvenții, la hectar. Dar ei sunt mai mari crescători de oi ca noi? Nu. 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 Deci mai multe sunt în România. Da. Dar noi exportăm către Polonia sau către țările astea? Noi nu avem treabă. Noi dăm numai către... Noi ce exportăm el, cam știu că am lucrat în domeniu, cei mai mari sunt arabe, care se duce la arabi cel mai mult, și de acolo Grecia și Italia care cumpără de la Grecia și Italia? Da, am cărat cu tirurile în Grecia și Italia, toate verile. Asta n-aș știu că Grecia și Italia ne cumpără de la noi. Da, de Paști și tot anul. Grecii și italienii cumpără de la noi. Ce iau mai mult. Mai la nemți s-au dus. Dar puțin. Dar nemții au sufoc, îi spune, sau cum îi spune? Sufoc, da. Aia e mai bună ca a noastră. Aia de carne, dar nu-i carnea cum e noia noastră. Mulți chiar vorbeam și cu italianul și cu grecii. Că eram, ducem la un grec care a făcut facultatea la Timișoara. Era doctor veterinar. Și știe românește și ne înțelegem cu el. O să zic, carnea de oaie din România sau mielul e diferit, e da, mai bun. O zis domnul Câmpean, că am fost la el, să vă spun ce o zice, că a fost el în, cred că în, nu știu dacă în Palestina, într-o seară, în Iordania a fost. Și o povestea acolo cu ei, că bă, uite, vrem să aducem și noi rasa asta, cum nemții, sufoc sau ce, da. Că bă, voi țineți rasa voastră care o aveți, că dacă ne trebuia sufoc, luăm de acolo. Deci, da. Ce aveți voi este perfect pentru noi. De subvenție sunteți mulțumit, asta cu cap de oaie. Da. Eu zic că asta e bună. Da. Dar cât este, 100 de lei? Nu, sub. Sub? Da. Sub. 100, dar e mulțumitor. Ce frumos e oaia, vedeți cu părul cum este în ochi. Vă sunt drag așa? Da. Ieșiți la ele dimineața să vă uitați. Cum să nu? Și seara când încep să fete, asta e dragoste. Vii și stai așemită, te uiți la ele, comunică, le urmărești că mai ai șteope. Dar ce rasă este aceasta cu negru? Asta e o curcitură normală ar veni. Păi, nu e nici de, cum zice, de hațec, de porțele alea, nu e nici... Dar soi bune de lapte, sunteți dragi. Dom'le, cu originea asta a fost o prostie? E o prostie, da, pe oameni? Da, da. Serios? Da. A fost cu dedicație pentru băieții de deștepți. Dar care a fost șmecheria acolo? Dar auziți, dumneavoastră a spus că a și cărat. Care a fost toată treaba? O să le închidă gura la șefii, adică de asociații. La ăia, face-vă, ei știau din star, faceți-vă berbecii pregătiți. Pregătiți că vă dăm vouă și cumpărați și după aceea îi cumpărați, vindeți berbecuți cu bani mulți. Păi tot să facem, v-am luat cu un berbecuț atâta de 30 de chile cu 25 de milioane. Păi s-o dat și subvenție ca să cumperi de ea și i-o băgat, adică i-o dat statul. Pe dumneavoastră cu ce vă ajută berbecul ăla de origine? Fizic și practic, nu? Fizic, cu adică nimic. Practic cu nimic că n-aș băga, că ce au. Au numai resete, cum o zice și ăla de la Oradea, ce au avut și Câmpianul, că... și altul de aici, de la Bistrița, nu au avut marfă bună. Păi eu am cărat, vineau și când aducem de la satul mare berbecuții sau miei, ăla vine și alegeau ei și după aceea le crotaliza și vindea la oameni cu 2500 de lei.
Dar eu nu am înțeles de ce s-a cerut. Așa s-a cerut normativele europene să fie cu origine? Nu. Normativele românești. Ei au făcut ca să zică, bă, nu-i scoate pe ciobeani în stradă. Tu vezi de treabă și fă-ți bani și taci din gură. Ia zic odată să zică, hai, pe șefii de asociații mari să vie să te scoată, să faci nimic, taci din gură. Ies oamenii că nu mai pot. Mie mi s-a părut o prostie, să obliști pe cineva să cumpere. Vă dați seama, să cumpere 10 berbecuți de ea, dacă îți trebuie 10, îți 250 de milioane. Da. Și dacă... Și pui, dădeai banii pe ei, tu dădeai banii pe ei și nu puteai, ți era scârbă să-i bagi între oi. Că ai, barbea și ai, că ți arăt eu de anumită, dar... Atâta că avea actele. Actele. Aia conta, actele. Normal. Crotalul, din oreche. Și ați văzut să ne arătați un berbec? Da. Dar auziți, am fost în Lunca Ilvei la un domn Sabin și a spus că a dat 12.000 de lei pe un berbec. I-a plăcut lui. Se justifică, domnule, să dai banii așa pe un berbec? Da, serios. Da. Deci se justifică, nu? Da, păi scoate niște miei care scoate... Ia uite la am văzut. Am văzut. Nu, nu. Ăsta l-ați cumpărat sau l-ați ținut dumneavoastră? L-am cumpărat. S-a dus. S-a dus încolo, da. Curățitatea la cap, uite-te, e mior. Să ia, am și un băl. Mamă, ce frumos e! Chiar e frumos! Da. Cât ați dat pe el? Bă, ăsta am dat mult. Am dat 2000 de lei. Dar, dar nu aveți, eu tot întreb, nu se poate face schimburi? Da, se poate. Și dumneavoastră nu ați încercat să vi faceți de origine, să nu mai păi cumpărați? Am și de origine. Deci aveți? Bă, ăla e de origine. Dar... Văd că vă cam nemulțumit chestia asta, domnul Dielu, cu originea. Da, normal, la toată lumea plătei să-i dai subvenție la fel la oaie. Nu trebuie să facă prostia asta cu originea. Cea mai mare prostie. Eu am făcut pe alții cu bani și le-au făcut, tu dai merg, dai 2500 de lei pe un berbeșe și tu nu-l țici între oi. Alții au mărțit, eu luat crotalii jos de pe ureche, i-au pus pe al lui și au schimbat crotalii. Așa nu puteam, nu-i marfă, ca să un berbeșe trebuie să aibă calități multe și nu știu mulți, tu-l cumperi, dar trebuie să iei sămânța, să o duci la laborator, să vezi, e bun? Serios? Poate, da, poate să el să mărlească și să nu-i fie bună și rămâne aia starcă. Asta n-am știut. Dar auziți, gândiți-vă că înainte de Revoluție se țineau fără subvenții, nu, erau subvenții pe oi, nu erau. Nu. Erau subvenții pe pământ, nu erau, nu exista. Nu. Atunci, da, atunci se vindea lână și am înțeles că avea valoare lână atunci. Păi noi nu mai știm pe unde s-o ducem sau aprindem atunci, așa nu mai avem unde s-o ducem. Dar știți ce este interesant? Am fost un singur om, am întâlnit, domnul Neamț din Strâmba, a zis că el o dă năsăud. Fiind eu chiar de aici și vin, zice că vine după aia și nu ți-o dă. Eu dai numai să o iei să se ducă cu ea, să rămâie curat. Am înțeles că se poate face ceva de asta pentru termoizolație. Se poate face multe, dar nu se vrea în România. Aici în cazul. S-o dat și fonduri europene pentru așa ceva, ca să facă fabrică și nu s-a făcut nimic. Numai povești, a fost un an de zile și a fost gata. Da, subvenția asta de sub 100 de lei, de când o aveți așa la nivelul ăsta? Un an, 2, 3, 5? La oi? Da. O am de 4-5 ani. Și nu există promisiuni că se vor mări. Că mă gândesc, deci în 4 ani toate s-au dublat chiar. Păi promisiuni, dar nu se face. Aia. Nu vezi că tot geță agricultor tot în stradă. Dar culmea e că toți. Și Belgia, Germania, Franța, România. E o problemă la nivel european normal. Păi tu n-ai cum să concurezi cu ucraineanul, că de ce nu zice nimeni nimic. Cu el. Pe el e 3 lei litru de motorină și la mine e 7 lei. Deja sunt costurile la duble. Plus chimicul, care ei sunt cei mai mari exportatori. Plus vin pesticidele care dai. Toate... Ei sunt și au și pesticide fac acolo. Păi cum? Tot.
Ce nu face carnea? Ca și îngrășăminte. Păi da, 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 gândiți-vă că luam un sac de chimic sub 100 de lei. Da. Și după aia într-un an a fost 250. Păi tu l-ai dublat. L-a dublat la noi, nu ne-a dat în cap. Tu nu ai costurile de producție. Tu, cât? Kilul de malai, tu n-ai ce din ca să iasă. Am făcut eu un calcul la 1,30 lei să fie, să ai ceva câștig. Că tu e 80 de bani, tu ești în pierdere. Păi dacă numai prin faptul că s-o scumpit chimicul, da, cu 100 de lei și dacă tu bagi la hectar 10 saci, ai 1000 de lei în plus. Gândiți-vă, cât trebuie să produci ca să scoți 1000 de lei? Haide! Mă, aici se dau un cap și care te zice să se oprească ăla, că el își permite ucraineanul să vie să dai cu 80 de bani, că el în profit, să ajungă la noi. Păi cred că cam de asta ieși toți în stradă și păi francezii au ieșit că marfa ieftine din Italia, Spania, România, toți, că mă cumpără de la... Păi la toți am spus povestea asta. Gândiți-vă că și românul a început să gândească așa. Am fost pe Ilve și am lucrat eu, am făcut ceva placări la un magazin acolo și am întrebat pe oameni cum le merge magazinul, știți? Și au spus că le merge bine, că au oferte bune și întâmplător au spus că au și la brânză. Păi zic, bă, voi după ce cumpărați brânze, că dar voi aveți aici stâne, face. Păi nu cumpărăm, că e scump 50 de lei kilogramul. Mai bine cumpărăm câte 100-200 de grame din magazin. No, așa e românul. Păi ăia francezii, domne, ăia naționaliști, ăia nu cumpără, ăia dacă vede magazin că e Italia, ăia cum au acum, ăia nu mai cumpără, ăia cumpără doar de-a lor. Sunt naționaliști, îmi place de ei, că sunt chiar hotărâți. Și deci, normal... Trebuie să-i asculte ceva, nu, la nivel european nu se întâmplă ceva bine. De acum și iese toate mult, tot. Haideți să vedem faptul ce este în România, da? Unii plâng pe drumuri că nu sunt prețurile mici și alții se îmbogățesc, că sunt, da, intermediari de ăștia care cumpără cu 30 de bani și vinde cu 70 de bani. Numai că tot, câștigă... numai că tot e cu România, atâta, până în port. Da. Deci românul se adaptează, adică face... E o portiță bună de a face, da, bani, cum se zice. Da, e o portiță, dar gândește-te că îți rămâne tu, îți rămâne pământul sau până la urmă vreau să dai la român în cap ca să nu mai lucreze, să vie străinul. Eu am lucrat, uite-te, du-te de la Slobozia și până în Constanța, sunt numai ferme arabe, care singurul care au rezistat acolo, care mai lucrează... Nicolae? Îi Gigică. Nu-l cunosc. E unul, îi român, dar Gigică așa îi spune, câtă brăilă în zona aia, care lucrează mult. Restul numai arabi. Dincolo, dacă te duci la altă parte, italieni și nemți, care au luat pământul românesc, care lucră și vin și îți fac lucră. Și tu, ca română, îți dă în cap. Tu nu poți. Noi încă nu putem să concurăm cu ceilalți, cel puțin la mentalitate. El la ține cu... Păi când au ieșit ei afară, la ei poliția și jandarmii, eu nu... Deci, eu condus. Da. Bă, într-adevăr, n-ai voie să intri în capitală totuși, dar stai acolo până la 10 km. Dar nu s-o lua de ei, la noi toți care sunt mai inteligenți. Deci, da, practic, ați fost de acord cu meeting-ul ăsta al... Da, da. Ați fost de acord, nu? Si. Au dreptate, oameni. Muncesc atâta, că te zbați aici cu zi cu noapte, tu nu ai. Tu trebuie să fii tot între ele, între animale, să le verifici. Și tu vine unul și îți bate joc de tine și... Ajunge până la urmă să-ți pui casa gaj, cum să alții, da, la bănci. Da, mi-a fost așa un pic de unul, a spus, face, bă, am ajuns să mă cer cu tata, că vine, da, și ia banca casa, că o trebuie să o pun gaj. Mai mare milă de omul ăla pe care s-o chinuit și o zis, bă, eu pe ce ți-am spus voi, m-am dus și am vrut să fac. Și oamenii s-au băgat în bănci și și-au garantat casele. Și acum e totul invers. El... invers ce vi s-a promis. Păi acum să vă spun ceva, dumneavoastră a spus 4 hectare de mălai și îl folosiți dumneavoastră, nu prea vă interesează. Nu. Dar dacă trebuia să-l vinde, să vă scoateți profit, să vă scoateți bani, era gata. Era faliment. Eu pentru mine zic, bă, e bine că n-am dat bani pe el. Da. Dar costurile eu nu ni le-am pus. Deci, oricum eu sunt în pierdere. Deci sunt două categorii. Sunt unii care se bucură că ieftin porumbul. Bine, și anul trecut a fost dublu la presca acum, dar nu contează. Unii se bucură că îl cumpără ieftin și unii plâng că nu... Păi n-ai, trebuie și ăla, dacă dădea subvențiile, și ăla era mulțumit. Dar nu ai cum tu, ca să mergi, tu dacă cheltui la un hectar, dau un exemplu, 3.000 de lei ca să aduci producția, să faci mălaiul ăla și tu câștigi
după aceea 1500 de lei. Tu ești în cap cu 1500 de lei. Mult. Mult. Da. Da, am eu am văzut că am un prieten cu mulți care lucrează pământ în zona asta, cum e Leon Cloșca și cu ăsta. Toți au zis că nu mai seamănă mălai. Dar ce se întâmplă atunci cu pământul? Nu mai seamănăm, nu mai punem nimica. Da, eu zic că toți își pun strictul ce le convine pentru ferma lor. Ca să nu cumpere. Păi acum vreți să vă spun ceva. Dacă dumneavoastră aveți cheltuială 3000 de lei la hectar, să zicem, da? Da. Câte kilograme? 10.000 de chile cumpărați, nu? Da. De la, cu 30 de bani de la... Nu mai bine găsiți o portiță, zic eu. Și vă aduceți de dincolo și le lăsați așa. Și atunci lăsăm pământul. Nu, am dat un exemplu. Da. Și văd decât să pun, mai bine aduc de dincolo. Și atunci ce facem cu pământul românesc? Adică tu dai în cap la țara ta ca să ajuți... De prima oară trebuia interzis. De prima oară nu trebuia lăsați ucrainieni să intre cu ce tu le văd denosigilate în vamă. În România te controlează când ieși din România. Du-le unde vrei. E adevărat asta. Nu. Vom vedea ce va fi. Deocamdată sunt probleme mari, foarte mari. Mari. Și mass media asta nu arată tot ce se întâmplă normal în Europa, dar e o problemă foarte mare. Ce va se întâmplă? Referească dumneavoastră. Bine, n-are cum să fie. N-are. Dacă și în momentul de față francezii, belgienii, nemții sunt în stradă, înseamnă că și ăia pot să spui că-s motor Europei, că e prima economie e nemți și a doua e Franța. Adică dacă acolo sunt probleme, ce să mai zicem noi? Noi suntem mii și noi, pe lângă ei, dacă Germania duce toată Europa cu orice lucrează. Uită-te la Bistrița, tot ce înseamnă fabrici mari lucră pentru Germania, pentru fabricile de mașini. Și totuși în Bistrița avem cât la Leoni? Sunt 6-7 mii. Nu, să se închidă Leoni, ce se întâmplă cu județul? 6-7 mii, grav. Asta trebuie să ne punem problema. Pe lângă Leoni, uită-te la Năsăund. Câte fabrici, tot multe, așa. Multe, și plus, este și teraplastul. Stați că noi avem teraplastul, avem rombatul, care are mulți. Da. Bistrița, eu zic că încă este bine. Bistrița. Bine, nu am treabă, dar ne-am descurcat bine. Până în prezent am avut conducere bună. La nivel de județ, la... Ba tot timpul vor fi băieții deștepți, peste tot în... Dar eu, vedeți, statul român nu trebuia să-i lase să nici măcar să tranziteze. Ce să caute cerealele pe teritoriul României? Pentru ce? Unde să meargă? În port? Au ei porturile lor. Zice că le bordandează, că nu știu ce. Unde, domn? Dacă tu vinzi atâta... Deci tu omori două, trei economii cu agricultura în două, trei țări și tu spui că ai război, problema lor că au, până la urmă. Noi îi ajuți. Suntem, n-are rost să povestim. Suntem, că ne-am dat amul pe partea asta, dar suntem încă... Da, asta e părerea mea. Pă cum tu, ca stat român, la un copil îi dai 270 de lei alocație și la un copil ucrainean îi dai 4.000 de lei. Nu știu, ați văzut cum a spus Vadim Tudor? Ia să fie invers să fie. Nici măcar nu ne primeau. Păi, săreau, vineau ucraineni ăștia care sunt aici și făceau grevă la noi în țară. O zici cineva? Și că, bă, dacă singurii care poate ne primeau erau bulgarii, dar restul nici ungurii, nici ucraineni, ei nu ne primeau la ei în țară. Nu. Domnul Gelu, mi-a făcut plăcere. Sperăm să ne vedem cât e mai bine. Doamne, dă și să fie bine.